în perioada asta de 14-15 februarie, când sunt zilele noastre, eram în vacanță. Dar acum avem, în primul rând, eu sunt legat de filmări și de proiectul, că tocmai s-a terminat sesiunea la facultate. Alisa are foarte multe evenimente la Casa Artelor din Ulipati. Tocmai pentru că e 14 februarie, de obicei, artiștii, în general, de zilele libere sau de zilele festive, noi sărbătorim prin muncă, pentru că, de fapt, nu facem altceva decât să-i bucurăm, să bucurăm publicul. Sunt perioade